Viceprimarul municipiului Zalău, Daniela Coța, l-a întrebat astăzi în cadrul ședinței de Consiliu Local pe primarul Radu Căpulnașiu cum se justifică oportunitatea alocării de noi sume pentru cluburile sportive. Întrebarea viceprimarului Daniela Coța a venit pe fondul suplimentării fondurilor pentru Asociația Clubul Sportiv Volei Municipal Zalău cu 600.000 de lei și pentru Clubul Sportiv Fotbal Club Zalău cu 280.000 de lei. Am observat că am găsit cu foarte multă ușurință încă 880.000 pentru a fi alocați, cluburilor sportive. Întrebarea mea pentru inițiator sau pentru cine crede că poate să răspundă este cum se justifică oportunitatea majorării acestor sume alocate celor două cluburi sportive. De aici aș vrea să plecăm în discuție. Doamna consiliere, deci în primul rând ar trebui să spuneți dumneavoastră că faceți parte din Consiliul de Administrație la FC Zalău. Dacă ce s-a cheltuit până acum s-a făcut corect, dacă e nevoie sau nu e nevoie în continuare de finanțare și sigur că se poate răspunde și la echipa de volei. În ceea ce privește Fotbal Club Zalău, unde sunt în Consiliul de Administrație, vreau să vă spun că nu știu dacă este sau nu este oportună modificarea bugetului, din mai multe motive. Primul motiv ar fi acela că o convocare adevărată la o ședință de Consiliu de Administrație nu s-a făcut. Am primit un telefon în luna august și un telefon în luna septembrie. Cel din luna septembrie sună în felul următor: dacă puteți, mâine dimineață se trece să semnați și dumneavoastră hârtiile acelea. Deci n-am participat la o ședință de Consiliu de Administrație ca să pot să răspund la această întrebare, pentru că mi-aș fi făcut un punct de vedere și cu siguranță n-am fi discutat aici. În opinia viceprimarului, orice alocare financiară către un club sportiv trebuie să fie însoțită și de rezultate palpabile, mai mult să asigure condițiile pentru echipe de copii și juniori care să constituie bază de selecție pentru echipele mari.